ajuns la dumneavoastră, mi-a plăcut clădirea și eram foarte curioasă să văd cum arată aici înăuntru. E minunat, ați adus România în Grecia. Mulțumim mult pentru aprecieri și ne onorează vizita dumneavoastră la Centrul nostru cultural și educativ românesc din Atena. Ce activități desfășurați dumneavoastră aici? Avem în jur de 118 cursanți și copii, grupe mici, mijlocii și adulți. Avem 14 materii. Pe fiecare etaj există săl de clasă pe care o să vă invităm să le vizionați. Aici este biblioteca Centrului Cultural. Și le împrumutați cărți? Bineînțeles, le împrumutăm cărți, citesc, copiii și părinții. Păi, haideți să mergem sus să cunoaștem copiii. Ziua! Bine ați venit pe la noi! Ce oră faceți acum? Despre ce învățați voi? Ia spune-mi tu! Învățăm despre Ion Creangă. O, foarte frumos! Și tu știi ceva despre Ion Creangă? Să ne spui și nouă? Da. A fost un mare povestitor. Da? A scris multe basme și povești pentru copii. Foarte bine! Am ales La Cireșe pentru că data trecută am citit La Scăldat și am vrut să vedem prin ce aventuri trece copilul Ion Creangă, Nică. Este foarte important pentru copiii de aici să citească în limba română pentru a-și dezvolta vocabularul, pentru a-și putea exprima ideile coerent, clar, pentru a se înțelege între ei. Aici, vara, avem leagăne pentru copii. În pauză ei vin aici și au pachetelele cu mâncare, iar seara avem întâlniri sau seri de lectură, de poezie, cu părinții, cu prietenii. Jos, aici este cel mai vechi restaurant grecesc. Vara este foarte frumos, sunt diferite evenimente pentru străini care vizitează Grecia. Lucrez aici cu mare drag cu copiii, facem un curs care se cheamă de cultură și civilizație și vorbim despre personalitățile internaționale ale României. Și astăzi despre ce vorbiți? Astăzi vorbim despre Dimitrie Gusti, despre ce înseamnă sociologie, ce înseamnă societate și ce înseamnă Muzeul Satului. Foarte educativ ce faceți dumneavoastră aici și... De departe, o pornim de unde sunt copiii, din ce zonă geografică, vorbim despre geografia României, despre provinciile României. Astăzi, de exemplu, am vorbit despre câte provincii are România, pentru că la Muzeul Satului trebuia să explicăm că au venit case din toate provinciile țării. Deci noi o pornim de departe când începem cu explicațiile. De unde vine lumea astăzi la Muzeul Satului? Din toate țările. Și noi, în emisiunea noastră, am prezentat Muzeul Satului de asemenea. Vorbim despre mari interpreți, despre tradițiile din România și ne-am bucurat foarte tare să vă întâlnim. Vă invităm să ne urmăriți în fiecare sâmbătă pe TVR2 de la ora 17. La 5 după amiaza vă uitați la popasuri folclorice să învățați lucruri despre țara voastră. Da? Da! Aici este sala unde se fac cursurile de limba greacă. Dacă o să vin vreodată în Grecia, în vreo vacanță, așa vreo 2-3 săptămâni, vin la dumneavoastră să învăț și eu măcar alfabetul grecesc. Ce este muzica pentru voi? Un fel de a-ți arăta sentimentele. Muzica este fericire. Relaxare. Mai relaxare. Veselie. Iubire. Foarte frumos. Relaxare. Iubire. Relaxare. Dar toți vă relaxați aici. În prima oră când am venit, unde am fost extrem de emoționată pentru că după 23 de ani ajung să vorbesc despre vioară în limba maternă, toți mi-au spus, vreau să învăț să cânt la chitară, vioară și pian. Toți copiii. Toți voiau să facă câte un instrument. Acum o să vă cânt în finalul olei de vioară, așa, o să vă cânt o melodie, o să o ascultați și o să-mi spuneți fiecare copilaș ce vă spune respectiva melodie.
Tristețe, veselie, o plimbare în parc, o plimbare în pădure. Dacă este cântată de o voce de copil sau de o voce matură. Deci dacă vocea este subțire sau dacă este voce mai matură. Bine? Ia să vedem. Acum, fiecare și-o... Pe rând, pe rând. Fiecare, ce mai exprimă melodia respectivă? Este cântată de un copil și mi se pare că ei merg în parc și încep a fugi. Mie mi se pare că era cineva în parc trist și a venit cineva și a cântat ca să se veselească. Este cântat de un copil care îi dă de cineva. De un copil trist care e acasă. Acum să aflăm și părerea doamnei profesoare. Mie mi se pare că a fost o melodie melancolică. Știți ce înseamnă melancolie? Exact cum a spus un copilaș, că este dor de cineva. O melancolie sau de ceva. Dor de ceva sau de cineva. Miroase așa de bine. În fiecare sâmbătă, la ora 12, domnul Mihai Dohotar ne aduce covriș calzi pentru copiii noștri. În pauză. Și este o bucurie nespus de mare. Toată lumea așteaptă covrigii. Vă plac covrigii? Cel mai mic este Alexandra, care are doar 5 ani, și cu Victor. Victor, unde ești? Aici! Hai, Victor, lângă mine și cu Victor. Uitați aici și pe Victor. Cei mai mici și cei mai mari, în jur de 10, 11, 12 ani. Și celălalt instructor. Și de câte ori pe săptămână vine aici să exerseze, să repete? De două ori pe săptămână, sâmbătă și duminica, și pe această cale mulțumim și părinților că îi aduc aici, la această școală, pentru a... duce mai departe tradiția românească.